poți înțelege Biblia, studiază viața lui Iisus, toată viața ta, toate aspectele ei, toate detaliile, leagă-le între ele, observă, participă la întâlnirile lui Iisus cu multă lume, ascultă-i cuvintele, vezi răspunsurile pe care le dă, urmărește în mod special reacția lui. Nu uita, după ce ai văzut această lumină extraordinară, în lumina aceasta poți să vezi lumina Scripturilor, doar în lumina aceasta. Dacă îți lipsește acest instrument, vei fi pierdut în Scripturi într-o junglă fără sens, de diverse noțiuni, de diverse lucruri care se amestecă și în drumuri care se întretaie și nu duc nicăieri. Dar dacă vei avea această viață ca privirea ta, dacă prin această viață vei privi Scriptura, lucrul acesta te va umple de har și de bucurie și vei zice, înțeleg, acum lucrul acesta face sens. Atenție! Profeții au vestit pe Iisus prin Duhul Sfânt. Când s-a întâmplat în viața lui Iisus tot ceea ce ei au spus, lucrul acesta nu i-a validat pe ei ca profeți. Uite-te, spre exemplu, la profeția unui profet numit Balaam. Lucrul acesta nu l-a validat pe el. Nu însemnează că dacă el a spus cea mai înaltă profeție, acum însemnează că este un adevărat profet. Nu. Împlinirea profeției acesteia în viața lui Iisus a validat pe Duhul Sfânt, care a inspirat pe omul acela să vorbească acele cuvinte. Aceasta este adevărata validare. Dar viața noastră, la rândul ei, prin reflectare, devine o validare a cuvintelor lui Iisus, a cuvintelor Duhului Sfânt din Scripturi, a înțelepciunii experienței cu Dumnezeu, a armoniei cu natura iubirii lui Dumnezeu. Viața noastră ajunge să valideze sau să invalideze adevărul pe care îl mărturisim. Ceea ce a spus Iisus cuprinde mult mai mult decât putem noi vedea la prima vedere. Oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Concluzia în urma vieții tale va fi validarea cuvintelor lui Dumnezeu sau invalidarea lor. Dacă viața ta va fi de un anume fel, oamenii vor spune să știi că acele cuvinte din Scripturi sunt adevărate, pentru că am văzut viața omului acestuia. Sau vor spune să știi că ceea ce spune Scriptura cu privire la transformarea, la schimbarea vieții unui om, nu este adevărat. Știi de ce? Am văzut eu pe cineva care și atunci este prezentat un astfel de exemplu. Cu toate că Dumnezeu este Cel care validează Duhul lui Dumnezeu într-un om, și omul, ființa umană, și viața mea, și viața ta, validează sau invalidează cuvintele lui Dumnezeu. Validează pe Mântuitorul Hristos Iisus. Capitolul din Ioan spune, oamenii văzând dragostea voastră unii pentru alții, vor ajunge să creadă în mine. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Prin aceasta vor ajunge oamenii să creadă în Domnul Hristos. După ce vor crede în Domnul Hristos, vor crede mărturia Lui despre Dumnezeu Tatăl. Observă dar cât de departe, ce efect inimaginabil poate să aibă viața ta simplă, poate chiar elementară. Prin tot ce vorbim, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, orice altceva, faceți toate lucrurile cu Dumnezeu în minte. Faceți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu, adică în familia ta, copiii tăi, soțul, soția, la masa ta, rudele, toată lumea, să slăvească pe Dumnezeu, fiindcă sunt rudă cu tine. Oamenii din biserică să slăvească pe Dumnezeu, pentru că tu ești acolo. Ce har și ce binecuvântare! Să se însenineze la față. Și toate lucrurile acestea se vor întoarce spre Dumnezeu. Iar asupra ta va coborâ binecuvântarea cerului, cea fără egal și fără comparație. Fiindcă ceea ce dă Dumnezeu nu poate fi măsurat cu nimic care ar fi oferit de viața aceasta. Umblă dar în lumina aceasta astăzi.